Bun găsit tuturor la o nouă ediție a dezbaterilor Historia într-o lume din ce în ce mai imprevizibilă și mai incertă. Dacă ne-am obișnuit până acum să avem niște lucruri foarte clare în ceea ce înseamnă politica internațională, iată că în momentul de față suntem într-un domeniu al incertitudinilor majore. În Siria am văzut pe ruși și pe americani cu mâna pe trăgaci, într-o stare de tensiune extraordinară. Pe de altă parte, iată, a căzut o bombă. Un șoc, cu adevărat. Americanii sunt pe punctul de a se întâlni cu nordcoreenii la cel mai înalt nivel. Președintele Trump și liderul nordcorean sunt în discuții pentru a finaliza termenii acestei întâlniri, care se va produce cel mai probabil în câteva săptămâni, în luna mai sau la începutul lunii iunie. Vestea trăznet, Mike Pompeo, director CIA, a fost în capitala Coreei de Nord și a purtat discuții chiar cu Kim Jong-un în vederea perfectării acestei întâlniri. Este o întâlnire nucleară pentru că, evident, principalul punct de discuție este ce se întâmplă cu armele nucleare pe care Coreea de Nord le dezvoltă și cu care a amenințat întreaga lume. Cu numai câteva luni în urmă asistam cu toții la ceea ce însemna lansarea de noi rachete nordcoreene capabile să poarte încărcături nucleare. Toată lumea se gândea ce se va întâmpla cu această nouă amenințare. Iată că lucrurile iau o întorsătură cu totul și cu totul neașteptată. Ar fi o întâlnire fără niciun fel de precedent, pentru că nu a existat o asemenea discuție între președintele american și președintele nordcorean de la înființarea Coreei de Nord. Să nu uităm că statele coreene din peninsula coreană se află în război. Din 1950, Coreea de Nord și Sudul, există doar un armistițiu, dar pacea nu a fost încheiată niciodată. Cei doi lideri din Coreea, Coreea de Nord și Coreea de Sud, urmează să se întâlnească la Panmunjom, în zona demilitarizată, pentru a discuta înaintea acestei întâlniri de grad zero, grad nuclear, între președintele Trump și Kim Jong-un. Pe de altă parte, discuțiile se complică la nivel mondial, dar și la nivelul României, pentru că iată a izbucnit o nouă dispută legată de mutarea ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim. Este un subiect destul de delicat care stârnește multe polemici în țară, dar să începem cu ce este de fapt la nivel mondial această nouă paradigmă în care ne aflăm alături de mine la dezbaterile Istoria, domnul Cristian Diaconescu. Bine ați venit, fost ministru de externe. Mulțumesc că sunteți alături de noi. Claudiu Degeratu, expert, analist în securitate internațională. Cum s-a ajuns la această situație? O veste care pur și simplu ne-a luat pe toți prin surprindere. Mike Pompeo, cel care este directorul CIA și în curs de a fi validat ca secretar al Departamentului de Stat, deci cel care va conduce practic diplomația americană, un om de mare încredere al președintelui Trump, iată, vine cu experiența sa politică, experiența de director CIA și se întâlnește practic față în față cu Kim Jong-un, o întâlnire absolut de negândit. Dacă ne gândim cu câteva luni în urmă, președintele Trump spunea despre liderul nord-corean, îl numea Rocketman. Da, într-adevăr, este o mișcare de politică externă la nivel global cu o semnificație extraordinară. Sigur, este un proces în derulare, vom vedea care vor fi rezultatele, dar premiza a fost cât se poate de interesantă. Să nu uităm că în ultimul an, cel puțin, amenințarea nord-coreană în legătură cu folosirea armei nucleare și mai ales capabilitățile tehnice ale Coreei de Nord din acest punct de vedere au fost cât se poate de evidente. Este clar și întreaga comunitate internațională cerea Americii să găsească orice variantă decât cea a unei confruntări cu Coreea de Nord. Iată că a apărut aproape din senin această posibilă întâlnire.
Sigur, neexistând premisele unui dialog anterior, ideea a fost primită cu scepticism la început, chiar s-a spus Washingtonul s-ar putea să greșească din această perspectivă, pentru că practic ar gira un autocrat dintr-un stat care nu excelează nici pe departe în ceea ce privește regulile minimale de funcționare democratică, care însă are armă nucleară și deci se poate considera un partener direct de dialog. Ultimile semnale, însă, mai ales după vizita lui Mike Pompeo, arată însă o evoluție, cel puțin în acest moment, destul de interesantă. Pe de o parte, așa cum și președintele sud-corean a spus, se pare că Kim Jong-un nu mai insistă în legătură cu retragerea completă și totală a forțelor armate americane. Sunt 28.500 de militari americani în peninsula Coreea. Și ar fi, pe de altă parte, dispus să intre într-o negociere de denuclearizare. Este practic dezideratul nu numai al Statelor Unite, ci a întregii comunități internaționale. Se pare că și-ar dori liderul nord-corean o serie de garanții de securitate și ar fi în egală măsură disponibil pentru o înțelegere cu Coreea de Sud în legătură cu oprirea războiului, pentru că ei sunt încă în stare de beligeranță. Premisele sunt bune, așa cum arată astăzi când vorbim. Mai există o problemă care a fost abordată de Pompeo în această vizită cât se poate de discretă și rapidă în Coreea de Nord, și anume situația celor 3 cetățeni americani care sunt deținuți în Coreea de Nord. Este de văzut ce se va întâmpla cu ei. Președintele Trump a spus da, mergem înainte, mai sau iunie va avea loc această întâlnire, dar a avertizat totodată că în cazul în care nu se vor obține rezultate, nu exclude nici să se ridice de la masa negocierii și să părăsească. Da, a afirmat că această dacă discuție, nu da. Găsește dialog, pleacă. Da. Pur și simplu părăsește discuția sau dacă vede că nu sunt premisele, nu se duce. E o discuție întreagă legată de această întâlnire absolut de neimaginat cu niciun președinte american. Au fost foști președinți americani care au vizitat Coreea de Nord în scopuri de care amintea domnul ministru umanitare pentru a elibera niște cetățeni americani. Dar nu este vorba de președinții în funcție. De fapt, prima întâlnire cu un șef de stat a liderului Coreei de Nord a fost acum 2 săptămâni la Beijing cu președintele Chinei. Iată, sunt acolo, credeți premisele să se meargă spre o înțelegere sau să se ajungă la anularea sau la ridicarea practic a unuia dintre interlocutori de la masă înainte să se strângă mâna? Ce perspectivă avem pentru asemenea înțelegere? Perspectiva este să avem măcar un proces, pentru că sunt două capitole. Una este să se stabilească un proces de discuții, de dialog, care este multipartit, adică discutăm și de dialogul intercorean, dialogul cu garantorii regionali gen China sau dialogul Japonia. Dialogul intercorean începe mai devreme aceea, cu întâlnirea cu președintele Moon și Kim Jong-un. Da, și o să revin un pic la chestiunea asta. Eu cred că cei doi parametri care trebuie urmăriți sunt odată cât de solid și credibil va fi acest proces, și aici, cum spunea și domnul ministru, există destul de multe șanse de optimism să avem și în același timp să ne calibrăm așteptările față de rezultatele. Prima întâlnire la nivel înalt americano-nord-coreană nu va însemna și finalizarea tuturor rezultatelor sau atingerea tuturor obiectivelor. De fapt, din acel moment începe cel mai greu proces, cel în care trebuie discutat dosarul nuclear. Deci aceasta este, deci cumva trebuie să așteptăm etapizarea. Lumea a văzut progresele pe care le-a făcut Coreea de Nord în a construi rachete balistice și ceea ce devenea o amenințare directă pentru Statele Unite. Și a fost acea amenințare directă către bazele americane din Pacific. Și acum problema e următoarea.
a reușit să îl convingă pe Kim Jong-un să renunțe la arma lui nucleară, care e de fapt principalul lui instrument cu care pune comunitatea internațională în situația de a-i accepta condiții. Cel puțin din spre... De ce a renunțat la arme nucleare? A renunțat pentru că, vedeți, pe masă există în primul discuția privind un mecanism de garanții de securitate, că se va menține status quo-ul Republicii Nord-Coreene, ceea ce interesează direct China, și probabil că a fost chiar doleanța Beijingului să, ca liderul de la liderul Coreei de Nord să solicite foarte clar o garanție, nu numai americană, dar și din a comunității internaționale, că după aceea nu vor exista alte tipuri de ingerințe pentru a submina statutul sau poziția actuală a Coreei de Nord. Pentru că asta afectează direct interesul Chinei. Mai există un aspect foarte important. E adevărat că dosarul nuclear poate fi startat acum, este evident. Pe anumite surse există chiar o discuție că părțile americane și nord-coreene deja elaborează o listă proprie de măsuri. Fiecare va veni la această întâlnire la nivel înalt cu o serie de, măsuri pe care le propune. La reciprocitate, pentru trei măsuri americane vor fi trei măsuri nord-coreene. Un exemplu. Dar există celălalt proces care trebuie încheiat printr-un tratat de pace, adică demilitarizarea. Dacă există un, dacă va exista un asemenea document agreat de tratat de pace, sigur că aceasta va fi o bună bază de discuție viitoare pentru o reducere inclusiv a prezenței militare americane. Deci cumva nord-coreenii sunt interesați să dea niște mesaje că discută dosarul nuclear, dar la pachet cu dosarul de demilitarizare pe ansamblu. De ce? Pentru că nu există numai armele nucleare, există și celelalte strategice. Submarine americane, bombardiere și așa mai departe. Sunt multe alte sisteme strategice pe care Coreea de Nord ar dori să le vadă reduse. De fapt, este cea mai militarizată zonă a lumii în acest moment, granița pe paralela 38 între cele două Corei. Pentru că acolo a început, de fapt, unul dintre primele războaie ale războiului rece. Da. Imediat după încheierea celui de-al doilea război mondial, în 1950, trupele Coreei de Nord, sprijinite atunci cu de Stalin, intră, invadează Coreea de Sud, încercând să introducă regimul comunist în toată peninsula coreană, și are loc un război extrem de atroce, în care americanii și aliații lor se implică, să dăm puțin imaginea acestei situații de azi, pentru că războiul continuă, nu s-a încheiat o pace din 1950 până astăzi, și a fost un episod extrem de dramatic atunci, în momentul în care chinezii, de fapt, intră în, se implică în conflict, trimit un milion de oameni și îi surprind total pe americani. Americanii credeau că au câștigat războiul, ajunseseră aproape de granița cu China în Coreea de Nord și sunt împinși înapoi de această ofensivă care îi surprinde total și are un loc, ca să vedem cât de dramatice sunt lucrurile, pentru că eroul războiului din Pacific, generalul MacArthur, cere președintelui Trump să arunce bomba nucleară pentru a-i opri pe chinezi. Da. La acest nivel s-a ajuns. Noroc că leadership-ul american politic din a respins ideea și l-a și demis pe marele erou al războiului din Pacific, cel care câștigase de fapt terestru în Pacific. De atunci s-au acumulat arme, s-au escaladat în armarea și s-a ajuns la situația de astăzi în care Coreea de Nord și-a dezvoltat capabilități de a bombarda nuclear, să spunem, zone întinse, mai vorbim de Japonia și așa mai departe. Care este rolul Chinei aici? Că se pare că, adică, fără China nu se poate merge mai departe. Deci, permiteți-mi să vă spun câteva cuvinte despre o structură de lucru a Organizației Națiunilor Unite, din care fac și eu parte, se numește Grupul de Eminență, care, fiind compus din foști demnitari din state NATO și nu numai, și subsecretar de stat pentru dezarmare la ONU, foști la rândul lor,
are drept mandat din partea Adunării Generale ONU să viziteze capitalele statelor care încă posedă armă nucleară sau care fac experiențe cu arma nucleară pentru a-i convinge să renunțe la aceste politici. Și aici vin la întrebarea dumneavoastră. Am făcut o vizită la Seul, în Coreea de Sud, cu acest grup. Ne-am întâlnit cu autoritățile statului corean. Din discuția cu aceștia a rezultat faptul că în acest moment, pe de o parte, există totuși un dialog destul de intens între diversi emisari din Coreea de Sud și Coreea de Nord. Deci lucrurile nu sunt atât de sigilate din punct de vedere diplomatic cum par. Evident că toate aceste întâlniri sunt confidențiale. Mă rog. Atât Coreea de Sud cât și Coreea de Nord consideră China ca având un rol pivotal. Deci, din acest punct de vedere, referențialul la Beijing, în ceea ce privește securitatea, dar și în ceea ce privește cooperarea economică din peninsulă, este cât se poate de clar. Sigur că, din punct de vedere al intereselor de securitate și ale Chinei, dar și ale Federației Ruse, ceva mai spre nord, este exclusă orice fel de variantă ca peninsula coreeană să devină o zonă occidentală, cu o prezență militară americană sau japoneză cât se poate de clar. Pe de altă parte, amenințarea inclusiv convențională, cu armament convențional a Coreei de Nord este reală și resimțită poate chiar mai drastic în Coreea de Sud decât amenințarea nucleară. Sunt baterii de Seul este la 60 de kilometri, da, artilerii nord-coreane. Putea fi distrus capitala sud-coreană în câteva ore. Am văzut reportaje de televiziune, sud-coreeni au construit această minune care e tehnologică, urbană, da, dezvoltare extraordinară, dar încă în stațiile de metrou și astea sunt, și de autobuze, sunt rații de alimente, măști de gaze, pentru că războiul este acolo. Nu s-a încheiat niciun război și populația este antrenată ca în caz de alarmă să se adăpostească. Le-am văzut și noi mai mult. Am mers la Panmunjom, în punctul de frontieră, și în momentul în care am ajuns și am ieșit din clădirea unde s-a încheiat acel armistițiu până la urmă, la o măsuță care e păstrată și acum, o măsuță mică așa de lemn, s-a dat alarma în partea cealaltă. Deși eram niște vizitatori, nu erau, s-a dat automat alarma. Deci starea de tensiune este atât de acută și reală, încât ai o senzație de nesiguranță chiar fiind în trecere prin zonă. Bun, deci din acest punct de vedere, din perspectiva sud-coreană, un pachet de demilitarizare este în egală măsură interesant, dar și preocupant. Deci orice negociere pe acest palier, Seulul o va urmări cu foarte mare atenție. Sigur, și Japonia în egală măsură. Și cealaltă parte, pentru că, de exemplu, a fost amplasarea scutului antirachetă, știți că în Coreea de Sud există așa ceva, a fost perceput oarecum cu suspiciune, inclusiv de China și Federația Rusă. Pentru că, dincolo de efectele militare privind Coreea de Nord, respectiv scut antirachetă are și o anumită... Afectează întreaga regiune. Are o acoperire, exact, pe întreaga regiune. Dar ținând cont că radarele de acolo... Exact. E o arhitectură. Exact. Am dat acest exemplu tocmai pentru a se înțelege cât de complicat este această situație legată de demilitarizare. Sigur, concentrarea este pe arma nucleară, pentru că până la urmă privește asta... stabilitatea la nivel global. Din acest punct de vedere, este posibil ca, domnul Dejato a spus foarte corect, este posibil ca în pachetul de concesii, ce evident se va fi îndreptat și spre partea americană, să se ceară, dacă vor rămâne trupele convenționale, să zicem, sau forțele convenționale americane, să se ceară retragerea submarinelor și a sistemelor de rachete balistice. Deci s-ar putea ca și Statele Unite să fie obligate în acest context, inclusiv din perspectivă sud-coreană și japoneză, atenție, să facă un pas înapoi în ceea ce privește prezența militară, deci, nucleară avansată. Japonia cel puțin este îngrijorată de o asemenea evoluție. Să nu uită că Shinzo Abe a fost la Mar-a-Lago acum. S-a întâlnit cu președintele Trump. Însă, dacă facem o analogie cu această istorie, începând din războiul rece, Vietnamul, același lucru.
împărțită nord și sud, da. La fel, aceeași evoluție, război între nord și sud, francezii pleacă pentru că nu mai puteau să își apere coloniile, vin americanii în locul lor, are loc celebrul război și sângerosul război din Vietnam și se ajunge până la urmă președintele Nixon spune facem pace, prea multe pierderi pentru armata americană, ieșim de acolo. Consecința, Vietnamul de Sud a fost ocupat de Vietnamul de Nord pentru că era mult mai puternic. La fel acum, Coreea de Nord are 1 milion de oameni sub arme, o armată uriașă și plus capacitatea de a mai mobiliza încă câteva milioane. Ori dacă nu mai există contrabalans arme convenționale, se poate discuta despre o amenințare pentru Coreea de Sud, care n-ar mai putea să se apere singură în fața unei armate mult superioare? Da, bun, acum există, sunt câteva, e un aspect tehnic important legat de orice demilitarizare a unor asemenea zone de contact. Această demilitarizare va însemna, dacă va fi un scenariu optimist, ca și Nordul să-și retragă toate sistemele ofensive pe o adâncime mult mai mare. Deci intrăm într-o zonă mai fie tehnică, trupele la graniță, exact, să reducem această arie de, această arie de 65 de kilometri care amenință. Deci adică se pot adăuga foarte multe măsuri tehnice. Evident, și aici asta este un capitol separat și pe care probabil se va discuta vreodată, că va exista un mecanism internațional de verificare și control, da, al viitorului proces de demilitarizare. Adică vom ajunge să avem misiuni de observatori militari care asta vor face inspecții în care se va ajunge la în acest scenariu optimist. Și cred că sunt destul de multe șanse să avem mai multe soluții optimiste pe partea militară, să se retragă aceste sisteme într-o adâncime de 200 de kilometri, 300 de kilometri, tot ca să mărim această zonă de demilitarizată, care e foarte mică acum și care este cea mai problematică de acolo. Deci, cumva, cred că a spori încrederea între cei doi actori locali, cred că cel mai bine este într-adevăr să avem prima dată măsurile acestea militare. Trump are însă are o abordare prudentă. El vrea în primul rând să vadă dacă va fi un progres în acest dialog intercorean. Și de asta a și spus acum, dacă îmi convine, vom face întâlnirea să fie fructuoasă. Dacă nu îmi convine, nu. Deci întâi așteaptă rezultatele de la acest summit intercorean. Vor evolua între timp, sau vor evalua, iertați-mă, care este, dacă nivelul este mulțumitor al discuțiilor, între timp, în paralel, sigur că se lucrează la aceste măsuri de natură militară. Fiecare parte, adică și Washingtonul și Coreea de Nord, de fapt vor încerca să pună acele măsuri care sunt cele mai convenabile în prima etapă. După prima etapă de schimb de liste de posibile măsuri, sigur că Trump o să înceapă să ceară anumite lucruri foarte serios, adică pe dosarul nuclear. Dar prima dată, cred că cele mai importante măsuri de sporire a încrederii vor fi cele de natură militară, adică să ne retragem armatele și mai în adâncimea țărilor. Trump a spus de câteva ori până acum, referitor la Coreea de Sud, noi cheltuim acolo miliarde ca să-i apărăm și ei ne vând televizoare și nu, pe spinarea noastră cum ar veni. Și am adăugat în campanie noi de apărăm și să-și ia ei armă nucleară, numai, Japonia să-și ia armă nucleară. Și Japonia, da, care evident că se află într-o situație de a-și reevalua politicile de după al doilea război mondial, în care a renunțat, evident, sub garanțiile americane la ceea ce înseamnă a întreține o armată numeroasă care să constituie un instrument pentru guvernul japonez. Acum japonezii s-ar vedea și în situația de a fi vulnerabili. Fiind vulnerabili pentru că rachetele alea cam zburau peste teritoriul japonez. Shinzo Abe s-a întâlnit din nou cu Donald Trump. O zonă extrem de fierbinte pentru că acolo se întâlnesc interese, de fapt, China, Rusia, Statele Unite, Japonia. După al doilea război mondial, aici sunt imagini legate de această construcție legată de războiul din Coreea de Nord. Cât de periculoase sunt armele astea nucleare pe care le-a dezvoltat regimul Kim?
Din punct de vedere politico-diplomatic, nu numai tehnic, sunt extrem de periculoase, da. Pentru că astăzi, practic, imagine, avem cum a evoluat conflictul și ce s-a întâmplat în peninsula coreană, vă rog, că v-am întrebat. Mulți dintre cei care observă cu atenție această dezvoltare de negociere, consideră că o anume condiție prealabilă, adică egalitatea între părți, odată ce se așează la masa negocierii, nu este respectată, pentru că una dintre părți, adică cea nord-coreeană, are în acest moment argumentul armei nucleare în spate, spunând: negociez practic sub amenințare și iată că am dovedit pe o perioadă lungă de timp că pot folosi absolut fără a da niciun fel de socoteală cuiva această armă nucleară. Este un argument de forță într-o negociere care creează un oarecare dezechilibru. În al doilea rând, a evoluat foarte, foarte rapid procesul de modernizare a acestor sisteme nucleare în Coreea de Nord, nu atât în ceea ce privește încărcătura nucleară în sine, cât mijloacele de vectorii de trimitere la țintă. Dar nu atât de mult cât și astfel de exerciții cu armă nucleară să fie total controlate. Deci se pare că sunt semnale că cei din Coreea de Nord au capacitate nucleară, dar nu au capacitatea de a controla această capacitate nucleară. Deci potențialul de accident este foarte mare. De partea americană, sigur, disproporția, dacă ne gândim într-o variantă de Armagedon absolut îngrozitoare, disproporția de forță în ceea ce privește lovirea este... Dar net. Nu mai contează. Dar nu mai contează, pentru că se intră într-o altă paradigmă. E o altă logică, pentru exact. Că am văzut în imagini cum a evoluat războiul din peninsula coreană. Imediat au fost angrenate marile puteri de atunci, comuniste, China și URSS-ul. Da. Deci războiul nu s-a limitat la Coreea de Nord, Coreea de Sud. Statele Unite s-au confruntat direct pe teren. Și piloții americani au luptat cu piloții sovietici, erau primele miguri atunci apărute, avioane. Este exact dilema din Siria. Exact. Da, decât deci, că aici vorbim de armă nucleară. Acolo oricând deci. Se poate întâmpla o nenorocire care să ducă la implicarea marilor puteri nucleare. Și vreau să mai subliniez ce a spus domnul Degerato, pentru că este extrem de important. Deci, dincolo de o înțelegere la masa de negociere, Coreea de Nord în special va trebui să accepte echipe de inspecție. Aici s-ar putea să apară un moment extrem de delicat, având în vedere politica suveranistă de un anume tip special din Coreea de Nord. Pentru că din afară. Fără o inspecție intruzivă, în mod evident, din orice direcție ar veni ea, orice astfel de aranjament, când este vorba de armă nucleară, este lipsit de conținut. În genul acordului cu Iranul. În genul acordului cu Iranul. Cu inspecții ale exact, agenției atomice. Eventuale posibilități de sancțiuni. Rapoarte periodice, instalarea de camere video, senzori care sunt legați. Cu sancțiuni, e, un întreg sistem standard la nivel internațional. De ce l-a ales Donald Trump pe Mike Pompeo să-l trimită, să spunem, ca să prospecteze terenul în Coreea de Nord? Bună, acum, din ce se discută... Cine așa, e Mike Pompeo ăsta? Din ce se discută, este o persoană foarte loială din anturajul președintelui. Este o persoană care... cred că s-a desfăcut cele mai importante, să zicem, exigențe ale președintelui Trump, în sensul în care nu a avut acea prudență ca lui Tillerson, are experiență sau a căpătat o experiență importantă legată de această activitate, să zicem, mai mult discretă din zona serviciilor americane. Pentru că aici vedem că nu s-a apelat la Departamentul de Stat. Da, deci și nu este prima dată când președinții americani, de fapt, își dezvoltă un canal diplomatic separat, special scos din Departamentul de Stat, tocmai pentru a proteja Departamentul de Stat și tocmai pentru a-și asuma răspunderea pe o asemenea subiect, pentru a gestiona controlul mesajelor.
trebuia să fie foarte, foarte neoficial, așa, să fie foarte bine protejat. Dar n-a știut nimeni nimic, până la anunțat președinte. Da, da. A scris Washington Post și Trump a confirmat ulterior. Da. Asta înseamnă că, de fapt, există o întreagă echipă separată, distinctă, aleasă de președintele american, pe lângă Mike Pompeo, care a construit modalitatea, strategia în care să fie abordată. Aici nu excludem, sigur că există, mai există sunt semne sau, mă rog, informații că mai există două, au existat două eforturi. Odată a mai fost o intermediere, se pare, realizată prin Suedia și a doua se pare că a existat inclusiv o misiune parlamentară europeană. Asta însemnând că și sunt mai mulți actori care au încercat să netezească drumul respectiv. Și probabil că Suedia, în ultima... Că da. Suedia s-a și oferit să găzduiască întâlnirea între cei doi, pentru că și asta este un subiect care se discută. Se discută și este sensibil. Adică întâlnirea intercoreană are loc la Panmunjom. Spuneați despre acest loc. Da. Se păstrează acea construcție în care s-a semnat armistițiu, masa la care se șiegă frontiera, granița... Trece prin mijlocul camerei. De o parte au fost norcoreenii, de cealaltă parte americanii și sudcoreenii. S-a păstrat exact așa cum a fost în 53. Ni s-a tras atenția asta, mă rog, ușor, ca și o picante, ni s-a tras atenția să ne deplasăm ieșind într-o zonă a nimănui spre partea norcoreană, să ieșim numai cu militarii sudcoreeni și americani după noi, pentru că poate veni cineva din partea înaltă care să te apucă ce și te tragă în Coreea de Nord. Deci la modul ăsta. Chestiune de câțiva metri, deci discutăm. Și aici, într-adevăr, este locul unde se va întâlni. Sunt câteva propuneri. Mongolia, Ulaanbaatar, Suedia, Geneva a fost invocată. Bineînțeles, capitale. În mare, eu nu cred că, iertați-mă, nu cred că va folosi, va accesa în vreun fel liderul nord-corean, va accesa spațiul aerian a unei țări alta decât China sau Rusia. Cam nici nu prea circulă cu avionul. Exact. Din motive de, de maximă siguranță. Da. Și cred că dacă va ajunge în China pentru o întâlnire găzduită de China, va fi probabil, din punctul meu de vedere, cel mai rezonabil zonă pentru a avea o întâlnire fără tensiuni. Pentru că așa, sigur, se pot întâlni și pe un vas, cum s-a întâmplat în Malta, nu? Adică se întâlnesc pe un vas în mijlocul Pacificului și avem, să zicem, da, a doua Malta pentru... Da, depinde al cui e vasul. Și asta contează. Problemele de securitate sunt enorme. Pentru că vasul reprezintă teritoriul al țării suverane. Deci... Poate să fie un vas, să fie primul portavion chinez. Dar nu știu dacă plutește. Să fie o țară terță care să-și găzduiască. Vrea America. În orice caz, Trump se va duce acolo cu o evaluare clară venită dinspre dialogul intercorean. Nu cred că își va permite să se ducă doar ca să facă... Deci va fi foarte prudent. În realitate, mie mi se pare că el e mult mai prudent, pentru că a etapizat foarte bine. Sudcoreenii au înțeles rapid că ei trebuie să pună pe masă un dosar pozitiv al norcoreenilor, să spună, da, noi ne-am înțeles cu norcoreenii, uitați, până la acest capitol, de acum puteți să preluați și dumneavoastră, că ei chiar vor treaba asta. Și, bineînțeles, urmează partea cealaltă, că Trump trebuie să aibă de partea lui și China și Rusia. Toate telefoane săptămânile acestea au fost, în primul rând, pentru Vladimir Putin să vină neapărat la Casa Albă. Au fost două serii de discuții telefonice directe. Și cred că și cu China va fi la fel. Deci Trump trebuie să aibă de partea lui cei doi garanții regionali. Adică să vină Putin la Casa Albă înainte ca el să se întâlnească cu Kim? Da. Cred că măcar dorește să declanșeze o discuție privind poziția Federației Ruse față de acest... După ceea ce s-a întâmplat în escaladarea tensiunilor cu Rusia, să spunem direct. Pentru că există evoluții extrem de contradictorii. Donald Trump vine cu o agendă la Casa Albă în care spune relațiile cu Rusia se vor îmbunătăți pentru că eu cu Putin mă înțeleg, îl apreciez, great leader, cum spune Trump. Pe de altă parte, spune Trump acum,
Într-un Twitter, relațiile SUA-Rusia sunt la cel mai scăzut nivel, inclusiv războiul rece. Și Siria a arătat. Și îi oferă oportunitatea lui Putin să scape de această catalogare a relațiilor printr-o întâlnire directă. Adică e un mesaj persuasiv foarte clar american. Adică Trump joacă foarte personal relațiile internaționale. Da. Și folosește amenințarea când este de folosit amenințarea cu măsuri diplomatice, sancțiuni și așa mai departe și l-a folosit la maxim pe tot cazul Skripal și așa mai departe. A expulzat diplomații. Da. Adică, făcând o comparație cu administrația Obama, administrația Trump accelera măsuri mult, accelera foarte extrem mult de puternice față de Rusia. Da, pentru că în același timp având un discurs foarte benevolent față de președintele Putin. Bun, deci asta e de fapt al pune la zid pe cineva tocmai pentru a-i oferi singura direcție constructivă. Vin noi să ne putem înțelege pe anumite direcții măcar. Altfel nu cred că Moscova va reacționa. Dacă nu are o poziție fermă vest-europeană, transatlantică, nu cred că va reacționa. Adică trebuie să vadă perspectiva foarte negativă a acestor relații și Trump a pus pe masă deschis această perspectivă, se va înrăutăți și mai mult și așa e, situația este proastă. Bun, dar asta nu înseamnă că nu ți oferă oportunitate să de a avea discutăm. Unde... Da. Pentru că expulzările, măsurile luate, bombardarea în Siria, dar și măsurile economice luate... Și care vor mai urma. Da. Deocamdată l-a înghețat Trump deocamdată și știm conflictul cu Nikki Haley a fost în imagine ambasadorul la ONU care le-a anunțat deja alte măsuri de sancțiuni și administrația a comunicat, a înțeles greșit că încă nu. Aici ar fi de făcut o precizare. Donald Trump, administrația americană s-au dus cât se poate de hotărât în acest proiect al dialogului unul la unul cu liderul nord-corean. Din acest punct de vedere, apar acum o serie de responsabilități. Donald Trump, și ca personalitate, dar și ca reprezentantul cel mai puternic stat al lumii, nu se poate ridica totuși de la masa dialogului fără să obțină ceva. Se va spune, nu ai făcut decât să cazi într-o capcană, l-ai legitimat pe acest lider autocrat posesor de armă nucleară. Și tot acest proces nu s-a concluzionat în atingerea obiectivelor, ceea ce foarte nu risc, cred că e risc. Exact păi, da, și ar prăbuși proiectul imaginea. De imagine pe care și-l dorește Donald Trump. Și numai al Statelor Unite. Exact, deci din acest punct de vedere sunt convins că au pregătit destul de atent această întâlnire. Se discută totuși cu un lider impredictibil, foarte puțin cunoscut în mediile diplomatice. Practic e necunoscut, da? Ori este clar că și trimiterea lui Pompeo, un personaj politic care s-a calificat prin a înțelege instinctele lui Donald Trump, deosebit de Tillerson și cei dinainte, dar pe de altă parte, avându-l pe John Bolton, Consilierul de Securitate Națională la Casa Albă, un adept al măsurilor și a atitudine drastice, dure, de forță față de anumite tipuri de regimuri autoritare din partea Statelor Unite, reprezintă un complex de factori care, sigur, speră toată lumea că vor genera totuși un mesaj corespunzător din partea Trump americană. Trump merge pe o linie subțire. Da, foarte subțire. Și asumă niște riscuri personale destul de mari, adică din punct de vedere al viitorului său politic. Pentru că, într-adevăr, dacă el s-ar ridica de la masă și ar pleca de acolo sau ar fi un eșec, responsabilitatea s-ar întoarce împotriva lui. Pe de altă parte, dacă ar obține un curs favorabil, al doilea mandat al lui Trump cred că e asigurat. Mai e o consecință. Obține denuclearizarea, da. Într-un scenariu optimist minimal, Trump poate măcar să spună că sprijină progresul de demilitarizare început de cele două Corei, ceea ce este o ieșire modestă din prima întâlnire, dar măcar asigură o parte din obiective.
dacă există un scenariu pe termen, optimist pe termen scurt, adică o întâlnire de succes între cei doi, inclusiv cu meniul nuclear pe masă, stabilit, așa în mare, atunci consecința imediată este că are o altă abordare și asupra dosarului iranian nuclear. Și aici începe, de fapt, ca să zic așa, meciul strategic foarte complicat, dar are atunci o ascendență asupra celui de-al doilea dosar nuclear important pentru pe care el vrea să-l, pe care el vrea să-l refacă, să-l promoveze altfel. E foarte importantă corelația între cele două și pașii sunt corelații în strategia americană. Se observă, sau chiar dacă nu e o strategie, e un efect de domino. Adică se duce, se întâlnește cu liderul nord-corean, dacă iese bine, se întoarce și ia dosarul iranian. Da, pe care oricum îl discută de foarte mult timp. Îl așteaptă, și amenință că se retrage, ceea ce pentru aliații europeni e o non-opțiune. Exact. Retragerea și din acordul iranian. Și astăzi criticat, am văzut de niște parlamentari din Marea Britanie, Germania și Franța. Da. Deci au transmis o scrisoare comună Washingtonului solicitând să nu se retragă din dosarul iranian. Este o izolare în Consiliul de Securitate a Statelor Unite față de ceilalți cinci participanți la negocierea cu Iranul, aproape fără precedent. Din câte păi știu, fără precedent, pentru da. Că au mai fost în războiul din Irak, când au intrat în Irak, dar atunci cel puțin o parte au fost. Marea Britanie a fost alături de... Din câte știu și structurile de analiză de la Washington, altele decât cele legate strict de administrația prezidențială, încearcă să sugereze președintele american totuși să încetinească. Când președintele american se duce în străinătate, este o întreagă mașinărie care acționează și problema de securitate. Putem închipui cum se duce liderul american în Corea de Nord. Cum îi asigură lui comunicațiile, securitatea. Dacă există voință politică de ambele părți, se asigură, dar nu asta este. Problema este de simbolistică, cum se spunea și domnul ministru, adică dai niște semnale vis-a-vis de pregătirea vizitei în așa fel încât să se vadă că americanii domină de fapt întâlnirea. Dar cine are un avantaj, cine ar găzdui întâlnirea? Pentru că Kim Jong-un setează locul, pune luminile, sunt lucruri fine, dar care influențează. Să ne amintim când numai o clipă de Putin când a primit-o pe Angela Merkel și a ieșit câinele lui lup din de după ușă și a avut un șoc pentru că și el știa foarte bine că Angela Merkel se teme de câini. Deci și-a adus câinele lup tocmai ca să treacă prin față pe acolo și a obținut, adică Angela Merkel a fost agresată practic la nivelul... Da, orice protocoalele la cel mai înalt nivel sunt foarte rigide, deci nu e vorba de socializare. Exact. Sunt pași, adică care să-ți imaginezi scenografia unei și... apariția unui câine într-o astfel de situație, într-adevăr. Mai e ceva, astăzi când vorbim, tot după regulile și liturgia unor astfel de întâlniri... Deci se imagine cu scurtele întâlniri între președintele Vladimir Putin și Donald Trump cu diverse ocazii, dar nu a avut încă un dialog bilateral între cei doi, deși era promis de foarte multă vreme. Practic, liderul corean pleacă, nord-corean pleacă cu un avantaj. Deci l-a adus la masa negocierii pe cel mai puternic om al lumii. Deci și să nu se întâmple nimic. E o concesie mare, e o concesie deja în fața propriului popor, dar și a comunității internaționale, după ce a avut un parcurs extrem de negativ și amenințător în ultima perioadă de timp, iată că l-a adus la masa dialogului pe președintele Statelor Unite. Deci deocamdată a marcat. Dacă totuși e utilă și necesară această întâlnire, vom vedea la sfârșit din perspectiva comunității internaționale. Ce și-ar dori celelalte două mari puteri nucleare, China și Rusia, în acest proces? Că fără ele e clar, și mai ales China, care deja este puterea care înclină balanța puternic în zona asiatică. Și la nivel global. China își dorește în primul rând status quo clar, precizat pentru Coreea de Nord, pentru a garanta zona tampon din peninsula respectivă. Își mai dorește de asemenea demilitarizarea, cu siguranță își dorește demilitarizarea. Inclusiv nucleară? Inclusiv nucleară a Coreei, pentru că asta îi complică ei agenda cu alte țări, Japonia și așa mai departe. Și cred că
va avea un dosar special legat de securitatea maritimă în zona peninsulei coreene. Ținând cont și de interesele conflictuale în Marea Chinei de Sud. Exact. Se conectează foarte clar cu această zonă. Rusia, după părerea mea, va fi doar un jucător oportunistic, adică va încerca să speculeze la maxim, dar nu reușește să impună ceva pe acest dosar al dialogului american-nord-corean. Nu cred că va fi decât poate la ONU, atunci când se va discuta un pachet clar legat de reducerea sancțiunilor, de anumite promovări de direcții. Japonia însă este iar actorul care de multe ori e ignorat în toată zona aceasta. Japonia este interesată să îmbunătățească dialogul cu China. Ei au avut mari probleme. La fel ar dori inclusiv să revină în Coreea de Nord, unde a avut miliarde de ajutoare, miliarde de dolari dați pentru de refacere economică. Așa. Și de asemenea se reducă inclusiv amenințarea convențională a Coreei de Nord în toată zona. Pentru că s-a văzut foarte clar. Primul și cel mai important efect al programului nuclear nord-corean a fost, de fapt, amenințarea regională, mai ales asupra Japoniei. Da? Cu rachete testate peste teritoriul japonez, prin spațiu aerian și așa mai departe. Pentru că, de fapt, asta s-a întâmplat. Prima dată a fost dezechilibrată ecuația regională. Și de aici interesul puternic și al administrației Obama, dar mai ales administrației Trump, de a da cât mai multe asigurări Japoniei. În cazul unei, să zicem, demilitarizări semnificative, Japonia va trebui să preia o parte din capacitatea convențională militară, inclusiv cu americanii. Și avem primele semnale că japonezii își refac forța de infanterie marină, zicem, legendară sau clasică, din al doilea război mondial, au rămas cu acest simbol. Deci, undeva Japonia trebuie să prea niște sarcini de defensivă în această zonă a Pacificului și în care americanii deja sunt pregătiți să îmbunătățească tot sistemul lor, dar probabil că se vor apărea ceva modificări. Domnule ministru, o întâlnire de nivel înalt, de asemenea amploare și interes mondial, cum să decurge între doi lideri? Adică au agenda, au totul dinainte pe hârtie, se așează la masă, unul știu, dau mâna, nu dau mâna, e totul setat dinainte? Da, totul este setat la un astfel de nivel, se cunosc de ambele părți și se agrează în prealabil, chiar și pașii formali, de tipul pe unde intră, pe unde se intră, care, câte minute se acordă întâlnirii bilaterale tete-a-tete sau a întâlnirii dintre cele două delegații sau a conferinței de presă comune, negocierea în ce limbă, textului conferinței, da. Dacă va fi, sigur, dacă va fi. În orice caz, așa după cum și având în vedere magnitudinea unei astfel de întâlniri, sigur că agenda se convine din timp, adică ei când se așează își cunosc foarte bine și pozițiile și variantele, pentru că lumea întreagă se așteaptă să iasă cu rezultate, nu cu comunicarea faptului că ne-am întâlnit și că lucrurile, mă rog, sunt în regulă și că o să ne mai întâlnim altă dată. Nu, deci din acest punct de vedere e mult mai dificilă această întâlnire care presupune agreerea unor chestiuni negociate din timp. Deci delegațiile sau reprezentanții celor două state deja se întâlnesc, după părerea mea. Deci nu există o chestiune instantanee, nu ți-a șe șeful de stat neștiind de ce exact și are ce scenariile legate eventual dacă variantele se întâmplă asta, fac asta, dacă nu se întâmplă. Da. Cât de mult mai contează totuși pentru tipul ăsta de lideri, pentru că aici într-adevăr e o problemă. Personalitatea lui Donald Trump cu o personalitate puțin cunoscut, adică la o întâlnire cu Putin, pe Putin îl știe toată lumea cum este, radiografia din toate părțile de 20 de ani de când conduce Rusia, sigur că asta nu înseamnă că e ușoară întâlnirea, dar e mai puțin lipsită de factorul surpriză. Un șef de delegație de la ministru în sus dorește ca cel puțin 80% din ceea ce urmează să se întâmple la o astfel de întâlnire să-i fie cunoscut. Cel mai deranjant e când ești pus în fața când ai în fața un partener impredictibil, iar ai tăi nu au fost capabili să stabilească și variantele
în condițiile date. Aici însă, într-adevăr, situația este cât se poate de complicată, pentru că e vorba de personalitatea celor care stau la masă și, în al doilea rând, de faptul că, de regulă, partea americană, fiind Statele Unite fiind un jucător global, sunt extrem, extrem de atenți în ceea ce privește mesajul care se transmite. Aproape, deci am văzut miniștri de externe, mă rog, șefii departamentului ăsta, miniștri de externe americani care citesc celelalte părți un punctaj. În întâlnire. Discuția urmând să aibă loc în baza acelui punctaj, el având o capacitate foarte limitată de deci a ieși. Marja din... e aproape inexistentă. Exact. Îi prezintă mandatul. Da, știu, și n-am văzut personaje din România de-a dreptul stupefiate, crezând că n-ai dacă mai și-au făcut o poză, vorbă, deja da? S-au împrietenit, îi spune pe nume, deci chestiuni de acest gen. Nu, pentru că trebuie înțeles, americanii în orice transmit au, evident, responsabilitatea și a altor conotații exterioare dialogului direct. În al doilea rând, din punctul de vedere al Statelor Unite, discută bilateral, dar având în vedere regiunea în care se află respectivul stat. Adică, dincolo de limitele teritoriale, pentru că politicile lor, sigur, sunt globale și, din acest punct de vedere, un dialog direct disproporționat ca și pondere între un partener și cel american. Bine, când e vorba de Federația Rusă sau China, sigur sunt altfel stau lucrurile. Dar aici va discuta cu el, așa anticipez eu, cu liderul nord-corean din perspectiva intereselor regionale de ansamblu. Deci mesajele sunt foarte limitate. Foarte puțin îți poate transmite într-o astfel de întâlnire. Dar, iarăși, depinde de personalitate. Este convenită și durata unei asemenea întâlniri? Nu, de regulă până se ajunge la rezultat. Repet, este mult mai complicat această întâlnire pentru că este o negociere. Pentru că, sigur, de acolo se iese cu... O întâlnire bilaterală, bun. Mano, nu, principială, nu. Teoretică... Sigur că mai aici ne întâlnim la o... Poți fi flexibil, reuniune. Poți relua un subiect după ce își expun punctele de vedere ambele părți, poți relua un subiect... De regulă, mai ales partea americană are în față o fișă în care are așa ce se transmite, ce nu se transmite și potențialele răspunsuri la posibile întrebări de partea cealaltă. Ne-ați vorbit despre o posibilă întâlnire Trump-Putin care se negociază în aceste momente, ceea ce ar fi altă veste șoc înaintea acestei întâlniri care deja este pe prima pagină în toată lumea, să fie și o întâlnire Trump-Putin la Washington. Da, bun, sau cel puțin asta reiese din știri pe teritoriul american, ar avea greutatea cea mai mare și pentru Federația Rusă, pentru că asta este de fapt caută Moscova de foarte mulți ani. Să aibă primire oficială la nivel înalt, cât mai frumoasă și cu impact cât mai mare. Bilaterală, vizită de stat. Da, să fie o vizită de stat foarte... Și cred că ea va fi foarte puternic exploatată de către Trump dacă se va întâmpla pentru alte reuniuni, în special pentru dialogul corean și pentru europeni. Iar este foarte importantă această întâlnire. Trump cred că a făcut eforturi mari, inclusiv prin implicarea în Siria, să-și atragă europenii de partea lui, țările mari, Franța, Marea Britanie special, pentru efortul ăsta de a avea o înțelegere cu Coreea de Nord. Deci cred că a fost și o concesie, implicarea în Siria, sprijinul, deschiderea față de poziția franceză. Este și o concesie făcută europenilor pentru a avea un sprijin după, să zicem, pentru a prezenta rezultatele dialogului cu liderul din Coreea de Nord. Și asta cred că s-a văzut. Adică Macron a început să dea anumite detalii din relația bilaterală, tocmai pentru că Washington a dat ok-ul Parisului ca să se vadă că nu plece din Siria. Exact. Adică să se vadă că începe să funcționeze un tip de coaliție internațională care discută probabil subiecte mai ample. Îl vrea și pe Putin în acest efort și cred că e dispus să facă anumite concesii Federației Ruse, nu concesiile care le așteaptă Vladimir Putin.
Asta cu siguranță. Dar măcar recunoașterea internațională pe care o caută Putin de 20 de ani de când este lider, să aibă recunoașterea de mare oficială, putere, de mare putere din partea americană. Și cred că e dispus să o facă. Eu nu exclud ca la revenind la, doar pe scurt la întâlnirea sau stilul de abordării Trump, liderul din Coreea de Nord, cred că la Trump există și tendința ca să facă o ofertă de ultim moment foarte surprinzătoare. Adică nu exclud ca în timpul reuniunii sau chiar puțin înainte de reuniune să avem, să existe încă o, încă o ofertă și mai surprinzătoare decât asta că da, vreau să ne întâlnim și s-ar putea să o pregătească în, în stilul ăsta. Pentru că așa îl forțează pe, pe Kim să cumva să răspundă, să interacționeze cu el. Cel mai greu este să starteze negocierea. Pentru un, pentru un om de afaceri, pentru că el asta a făcut toată viața, este de fapt să-l, să-i atrage atenția ăluia și să fie celălalt dispus să facă negocierea. Și atunci, sigur că la început trebuie să ai, niște, să... să ai niște oferte mai șoc, așa. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru Diaconescu, mulțumesc, domnule Degerato. Vom continua să vedem ce se întâmplă la nivel mondial. Sunt evoluții extrem de surprinzătoare și de rapide. Succesiunea lor, evenimentelor, este din ce în ce mai rapidă. Urmărim într-adevăr ce se întâmplă și în relațiile ruso-americane și la nivel global, de asemenea interesele României în toată acest tumult care, iată, cuprinde întreaga lume. Mulțumesc foarte mult, rămâneți în continuare alături de Adevărul Live și, bineînțeles, alături de Istoria. Toate cele bune, pe curând!